Gala Campionilor 2024, organizată de Primăria Municipiului Slatina, este un eveniment dedicat promovării rezultatelor elevilor și profesorilor care i-au îndrumat. Cu o tradiție îndelungată în promovarea educației de calitate, Școala Gimnazială George Poboran a fost premiată în cadrul galei. Au fost premiați 55 de elevi care au absolvit anul școlar anterior cu media 10, plus alți cei 5 copii care au fost premiați la diverse olimpiade și concursuri naționale. Dumneavoastră, directorii de unității școlare, această inițiativă a Primăriei Slatina? Este una de apreciat. Sigur, ne bucură și ne onorează faptul că autoritățile locale apreciază, pe de-o parte, efortul pe care noi îl facem la școală, iar, pe de altă parte, încurajează și motivează prin astfel de inițiative. A fost una solicitant, dar am muncit. Ce reprezintă această diplomă pe care ai primit-o? Păi eu reprezintă munca mea care am depus-o în acești ani și sper să am note bune la examenul de evaluare națională. Am fost premiat cu mențiune la Olimpiada Națională de Științe Socio-Umane. A fost o competiție grea? Cum ai văzut? A fost o competiție grea, într-adevăr. Cred că am fost undeva la 100-150 de elevi, dar a fost de depus foarte multă muncă. Multă colegialitate, în primul rând, iar rezultatele au dat roade. Ce înseamnă această diplomă pe care ai primit-o? Păi diploma aceasta înseamnă un viitor, pot spune, deoarece cred că mă voi duce pe drept. Atâta timp cât Olimpiada a fost despre drepturile omului și am studiat atâta timp, poate este un viitor pentru mine, nu știu. Consider că este o experiență foarte plăcută pe care Consiliul Local al Municipiului Slatina și Primăria ne oferă celor care am avut medii mai mari, respectiv 10. Este foarte frumos. De asemenea, și Școala Gimnazială Vlaicu Vodă a avut elevi și profesori premiați la Gala Campionilor, un eveniment de prestigiu ce aduce în prim plan excelența în învățământ. Am reprezentat școala cu 41 de elevi care au obținut media 10 și 2 copii olimpici, unul la limba română și unul la fizică. Este foarte frumos, este onorant, bineînțeles. Copiii vor simți că aparțin acestei comunități slătinene, deoarece această festivitate se suprapune cu zilele Slatinei și vor simți motivația de a rămâne aici mai departe, de a deveni cetățeni de onoare ai Slatinei. Ai fost premiată pentru ce rezultate? Pentru media 10 și pentru că am participat la concursul național de fizică organizat de Facultatea din Iași, concursul FI. A fost greu? Nu a fost ușor, dar nu pot să spun că a fost o dificultate să particip, deoarece fizica este o pasiune pentru mine și m-am pregătit încă de la începutul clasei a 6-a de acest concurs. Este greu să obții media 10 la toate materiile? Păi, dacă înveți și te străduiești, nu e atât de greu. Potrivit organizatorilor, 1671 de elevi, profesori, sportivi și antrenori au fost premiați în cadrul Galei Campionilor pentru remarcabilele lor realizări din anul 2023.